spirals of distance and spaces between us, you have come to share the Maria Gugu a reușit să treacă de prima preselecție, iar mâine va avea loc o alta, tot la Craiova. Alături de Maria va fi mama, dar și tatăl său, Marian Negrescu, directorul teatrului Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Emoționat mai mult decât atunci când se află în fața publicului său, actorul Marian Negrescu recunoaște că nu-și poate stăpâni emoțiile atunci când o aude pe fiica sa cântând. Și juriul a rămas impresionat de vocea fetei. Cu soția mea, da. Ea nu are niciun fel de emoție din fericire. Asta pentru noi este ceva extraordinar. Ea chiar nu are emoții deloc. Ne și spune, zice, merg acolo pentru că abia aștept publicul. Tatăl micuței interprete susține că fiica sa nu a luat până acum ore în acest domeniu, ba mai mult cocheta în special cu teatrul, la fel ca părinții ei. Ea joacă în un spectacol de teatrului, spectacolul cu piesa Stres, adică, Achille Roseletti a distribuit-o, cântă în spectacol, adică o piesă, tocmai pentru că regizorul italian a auzit-o cântând și zice, eu chiar aveam nevoie de acest tip de piesă în spectacol. Și a cochetat așa, da, acum se spune, și părinții fiind actori... Preselecția pentru concursul România, O Talent, va debuta mâine începând cu ora 12.